Și dintr-o dată să ai un dinte, după o oră jumătate să ai un nou dinte. Și aveam la dispoziție cam 2 ore. Caninul este un dinte foarte important. Cei 4 incisivi plus cei 2 canini se numesc Social 6. Salutare, Dentist Rehab! Numele meu este Alin Tănase, sunt medic dentist în București și astăzi vreau să vă prezint un caz foarte interesant. Astăzi vreau să vă prezint un caz în care am schimbat puțin aspectul unui pacient. Acest pacient avea un eveniment în familie, un botez și mi-a spus că vrea să facem ceva cu acel dinte, să vadă mai bine, să poată zâmbi cu încredere. Și aveam la dispoziție cam 2 ore. Tot tratamentul pe care l-am efectuat și tot ce o să vedeți în aceste imagini s-a întâmplat într-o oră și jumătate. Ce-l deranja pe pacientul nostru? Pacientul nostru avea un dinte foarte cariat care era distrus până la nivelul gingiei. Era vorba de un canin. Caninul face parte din Social 6. Cei 4 incisivi plus cei 2 canini se numesc Social 6 în lumea stomatologiei. Și am zis, hai să restaurăm unul din cei 6 Social 6. Aceasta este o poză din norma laterală în care se vede cât de distrus era acest dinte. După cum vedeți, distrucția duce până la nivelul gingiei, foarte puțin deasupra gingiei spre incisivul lateral. Dar acel fragment de dinte s-a tăiat oricum pentru că nu mai avea susținere și riscam să se fractureze. Vă arăt acum dinspre suprafața care mușcă pacientul nostru. Așa se vedea de sus, vedere de sus. Se poate vedea că tot ce-i cu negru și tot ce-i cu maro nu e ok. Asta trebuie să reținem în stomatologie. Ce-i negru și maro nu-i bun. Mai în spate vedem că era ceva asemănător, un dinte tot așa foarte cariat și acolo trebuia să umblăm. Dar astăzi trebuia să ne ocupăm de acest dinte din față. Ce am făcut? Am început să curățăm caria. După ce am curățat caria, am ajuns în această situație. Am pus diga, am pus clema principală pe al doilea premolar și am pus clema secundară pe dintele pe care voiam să lucrez. Dacă nu puneam această clemă, nu se vedea la fel de bine dintele, nu dezgoleam atât de mult din dinte și m-aș fi chinuit foarte mult. Această clemă se numește B4, precum restaurantul la care mergi, B4. Este clema B4, așa îi spunem noi în cabinet. Clema B4 ne ajută foarte mult în aceste situații limită, în care dintele este foarte, foarte avariat. Așa arată dintele înainte să ne apucăm de tratament de canal. Ne-am apucat de tratament de canal. După ce am terminat tratamentul de canal, am pus un pivot. Pentru că nu puteam să punem direct plomba așa în aer, trebuia cumva să ne ancorăm în acel pivot. Pivotul intră în această gaură și se prinde cumva, trebuie să aibă un mic grad de retenție, adică se prinde cumva de pereții rădăcinii. Am făcut tratament de canal, după cum spuneam, am pus pivotul și am început să construim din material de plombă dintele. Am construit și după am scos diga și dintele nostru a arătat așa. Este ok, zic eu. După o oră și jumătate de muncă, arată destul de bine. Aceasta este o vedere din fața cu care mușcăm. Adică o vedere de sus. Aici am verificat cu roșu, se vede că am verificat punctele de contact, verificăm să nu punem presiune foarte mare în el. Așa se vede de din față cu toți dinții. După ce am finisat și am lustruit, am încercat să-i dăm o formă acestui canin să semene cu celălalt canin. L-am făcut un pic mai micuți, nu sunt identici, pentru că nu voiam să am presiune în el, voiam să muște foarte tare în el, să-l protejăm. Pe acest dinte, pacientul nostru ar trebui să facă o coroană. Momentan nu a venit să facă coroana, dar sperăm că va veni și o să facem o coroană aici. Eu zic că arată foarte ok, era foarte încântat, s-a uitat în oglindă și a fost foarte mulțumit și încântat de ce a ieșit și mi-a mulțumit și sper că s-a distrat la acel eveniment. Voiam să vă arăt ce schimbare poți să produci doar într-o oră și jumătate. Gândește, imaginează să nu ai un dinte din față și dintr-o dată să ai un dinte, după o oră și jumătate să ai un nou dinte. Adică până în acel moment să te ferești, să zâmbești, că se vede gaura aia, se vede lipsa de dinte și să eviți să zâmbești și după aia, dintr-o dată să, nu știu, să mai ieși un eveniment, să te duci la un eveniment și să ai un dinte nou, să poți să apari în fotografii, să râzi cu toată gura, să te bucuri de acel eveniment fără să te gândești că îți lipsește un dinte. Foarte interesant în ceea ce facem noi, poți să produci o asemenea schimbare în viața unui om. Asta am vrut să vă prezint astăzi, acest impact pe care poți să-l ai în viața unei persoane prin ceea ce faci la jobul tău. Așteptăm pacientul acum să vină pentru coroana pe acel canin și pentru alte probleme de rezolvat. Dacă aveți un dinte
ceva de genul ăsta, puteți să încercați să-l salvați. Caninul este un dinte foarte important și sper că ne vom baza mult timp de acum încolo pe acest dinte. Mai ales dacă o să-i facă și coroană, o să fie mult mai rezistent și în timp va fi ok, se va bucura de el și va putea să facă propulsia. Caninul este foarte important și când vine vorba de mușcătură și de relațiile între dinți. Ocluzie în termen medical, pentru că pe canin se realizează lateralitatea. Adică noi când ducem mandibula spre stânga sau spre dreapta, trebuie să atingă caninii între ei. Asta este varianta ideală. În cazul lui, pentru că nu avea acest canin, această mișcare de lateralitate se făcea pe alți dinți, ceea ce ducea la o supra-solicitare a celor dinți. După ce vom face coroana pe acel dinte, va putea de nou să facă lateralitate pe canin. Momentan nu l-am lăsat în această funcție, nu i-am dat funcția de lateralitate, pentru că era un dinte foarte avariat și reconstruit din plombă și nu cred că ar fi rezistat și am preferat să temporizăm. Asta a fost vlogul de astăzi, sper că v-a plăcut, sper că vi s-a părut interesant și vă aștept să facem reconstrucțiile astea, să schimbăm zâmbete. Dacă aveți întrebări legate de acest caz sau dacă aveți, nu știu, dinți din ăștia foarte avariați și vă întrebați dacă pot fi salvați sau nu pot fi salvați, nu pot să vă ghicesc așa doar dintr-un comentariu pe YouTube, dar dacă arătați o fotografie, poate pot să îmi dau cu părerea. Mulțumesc că m-ați urmărit, numele meu este Alin, ne găsiți pe d-hub.ro, ne găsiți pe Instagram, ne găsiți pe Facebook, ne găsiți peste tot. Ciao! Pa!